Ellie Goulding, Love Me Like You Do, este ora 15 și exact 5 minute. De data aceasta nu oprim timpul în loc, așa cum vă spun la fiecare interviu, pentru că de data aceasta trebuie să fie vorba despre progres, răsturnări de situație, alegeri prezidențiale, cuvinte cheie ale interviului de astăzi. Știm deja că este o perioadă importantă pentru stabilirea viitorului Republicii Moldova, iar o parte din viitorul ei se află și aici, pentru că Iașul are o comunitate mare de cetățeni moldoveni. Cum procedează cei de aici? Unde? Cum pot vota? Dar și alte detalii le aflăm astăzi de la Cristin Murafa, membru al Asociației Tinerilor Români din afara granițelor. Bun găsit și bine ai venit, de fapt revenit la noi! Mulțumesc mult, Elisabeta, bine te-am regăsit! Bun găsit în turul al doilea, aș putea spune. Dar până acolo te-aș întreba cum este să organizezi niște alegeri în perioada asta, din păcate atipică pentru toată lumea. Da, într-adevăr, este o perioadă foarte specială și pentru Republica Moldova este pentru prima dată când organizează alegeri într-o astfel de perioadă. Nu este nimic dificil, important este doar să fie respectate toate normele și regulile care se impun, cum ar fi distanțarea socială, purtatul măștilor. Este mai greu pentru persoanele care fac parte din comisia electorală și trebuie întreaga zi să rămână în secția de vot. Pentru că îți dai seama, o zi întreagă de la 7 dimineața până la 9 sau 11 seara, noaptea, trebuie să stai cu masca pe față, cu vizierele, trebuie mereu să te dezinfectezi pentru că contactezi cu foarte multe persoane. Dar la nivel de organizare lucrurile nu s-au schimbat, doar s-au adăugat aceste reguli în plus pentru respectarea distanțării sociale și pentru a ne proteja de pandemie. Trebuie mobilizare pentru că comunitatea de moldoveni din Iași nu este tocmai mică. Vorbeam ceva mai devreme că este imposibil să nu avem măcar un prieten din Republica Moldova, mai ales dacă am crescut sau am învățat în capitala Moldovei. Cam câți moldoveni se află în Iași? Comunitatea basarabenilor din Iași probabil este printre cele mai mari din România. Poate chiar, de ce nu, chiar și cea mai mare. Doar în municipiul Iași sunt în jur de 25.000 de basarabeni, iar în județ aproape dublu chiar. Bine, rezidenți permanenți probabil sunt mai puțini, dar oricum comunitatea este destul de numeroasă. Asta se vede și numărul de studenți care vin anual în România. Și așteptăm cu drag în continuare pentru că ne fac și ne-au făcut cinste dintotdeauna. Aceste persoane, bineînțeles, sunt invitate să voteze, dar când anume? Când este turul al doilea, Cristin? Turul al doilea este pe 15 noiembrie, adică okay. duminica asta. Au mai rămas foarte puține zile până atunci și este foarte important să vină în această zi să voteze, pentru că este turul final, turul decisiv, și mai ales să vină cât mai dimineață posibil, pentru că în primul tur au fost peste 2000 de basarabeni care au votat la o singură secție de votare care este în Iași. Și practic coada a fost destul de mare mereu, de aceea sfatul meu este să vină cât mai dimineața posibil, pentru că de obicei de la 7 până la 9 dimineața coada nu prea este. Unde se va putea vota în Iași? Este o întrebare foarte bună, pentru că în comparație cu turul întâi, când basarabenii aveau șansa să meargă la Consulatul General al Republicii Moldova pentru a vota, în turul 2 locația s-a schimbat, tocmai pentru a eficientiza procesul de vot și a primi cât mai mulți basarabeni, și se va putea vota la Casa de Cultură a Studenților din Iași, care se află în piața Eminescu, lângă Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu. Și noi cumva am sprijinit consulatul în găsirea unei noi secții de vot, pentru că spațiul consulatului Republicii Moldova este destul de mic și nu putea să primească în același timp mai mult de 3-4 persoane în incinta consulatului, tocmai pentru a păstra distanțarea socială, și ne-am gândit să găsim o altă locație mult mai mare pentru a crea un flux de oameni mai extins și pentru a putea primi și mai mulți oameni în incinta secției de vot. Care sunt actele pe care basarabenii vor trebui să le aibă în ziua de duminică? Aici este foarte important basarabenii să aibă cel puțin un act la ei. Unul dintre ele ar fi pașaportul, care poate fi atât expirat cât și valabil. Da? Atenție, deci și expirat și valabil, nu contează.
dar dacă nu au un pașaport moldovenesc, atunci pot veni cu buletinul de identitate plus fișa de însoțire a buletinului, dar buletinul trebuie să fie valabil. Nu se poate vota cu buletinul expirat. Iar pentru alte categorii de persoane ar fi și livretul de marinar. Da, aici e vorba de marinar, ei evident că pot vota și cu acest act, dar probabil e vorba de mai mulți basarbeni care probabil se află în Constanța, da? Iași nu cred că cu avem. Siguranță știu ce au de făcut aceștia. Cum îți spuneam la început, din păcate trăim vremuri atipice. Ce măsuri ați luat pentru ca totul să se desfășoare în siguranță? Având în vedere că spațiul Casei de Cultură a Studenților este destul de mare, în primul rând am ales un spațiu, de fapt un hol în care să se afle Comisia Electorală pentru a crea un spațiu mare, extins, larg, da? Ca să nu se facă și îmbulzeală. În plus, pentru a eficientiza, am mobilizat și o parte din voluntari care vor fi atât în exterior și vor îndruma cetățenii care vor să voteze, dar și în interior. Pentru că este foarte important să fie informați încă din stradă că trebuie să scoată buletinul din acea folie pe care o au sau trebuie să deschidă pașaportul la pagina cu poza pentru a fi scanat sau pentru a-l oferi pentru a se prelua acele date. Deci vor fi și voluntari care vor ajuta cu siguranță cetățenii în cazul în care au întrebări. Și încă în primul tur au mai fost probleme când cetățenii nu aveau un pix, este foarte important să aibă și un pix la ei. De aceea voluntarii vor sprijini și cu acest lucru în cazul în care nu vor avea un pix la ei. Și evident toate celelalte reguli, cum ar fi purtatul măștilor, avem dezinfectant la intrare, la ieșire pentru cei care vor veni la vot. Avem un circuit în cadrul Casei de Cultură pentru a cumva eficientiza și pentru a proteja cei persoanele care vin la vot, adică vor intra pe niște scări, vor coborâ pe alte scări, da, pentru a fi mai siguri din punct de vedere al protecției față de celelalte persoane. Cât de important este ca basarabenii din Iași să meargă la vot în turul al doilea? Este foarte important și eu aș vrea ca cel puțin cele 5.000 de buletine de vot care sunt alocate secții de vot să fie utilizate, pentru că așa cum am specificat anterior, în Iași sunt foarte mulți basarabeni, în jur de 25.000, ceea ce ar însemna că ar trebui să avem cel puțin 5 secții de vot doar în orașul Iași, nu mai zic de celelalte 12 secții de vot din România, din București, Timișoara, Cluj, unii la fel sunt mulți basarabeni. Este important pentru că votul este un drept de-al nostru și trebuie să ne-l exercităm, dar în același timp este și o responsabilitate. Responsabilitate față de cei din țară, față de persoanele dragi, față de prieteni, rude, colegi și alți cetățeni Republicii Moldova. Și în plus, nu ne ia mult timp pentru a face asta, pentru a stabili un viitor care să fie pe sufletul nostru și pe sufletul celor dragi nouă. Apropo de cei dragi nouă, legătura Republica Moldova-România este sau ar trebui să fie una destul de apropiată? Ce ar trebui să meargă mai bine de acum încolo, după acest vot? Lucru pe care l-am observat eu este că cetățenii Republicii Moldova se acomodează foarte rapid și foarte ușor în România și face un pic să se detașeze de Republica Moldova. Nu mai urmăresc realitatea politică, economică, socială, pentru că se acomodează rapid aici și se integrează foarte ușor. Lucru care ar trebui să se întâmple este probabil informarea cetățenilor basarabeni, poate și din partea statului român, cu privire la anumite lucruri care se întâmplă în țară și mai ales la alegeri. Cred că și statul român ar trebui să transmită informații către basarabeni, cel puțin despre faptul că se întâmplă aceste alegeri, pentru că mulți nu cunosc sau nu știu sau nu urmăresc sau află pe ultima sută de metri. Deci probabil în relația României cu Republica Moldova ar trebui să se întâmple acest schimb de informații din partea României către cetățenii basarabeni care se află pe teritoriul țării. Da, ai spus frumos și nu trebuie să uităm că, chiar dacă suntem într-un loc care ne face să ne simțim ca acasă, nu trebuie să uităm de acasă în adevăratul sens al cuvântului. Și acum vorbind strict despre Republica Moldova, la ce vă așteptați după aceste alegeri? Alegeri care au fost cu surprize, de altfel. Așa este, au fost răsturnări de situații și date foarte, foarte interesante. La fel ca ceilalți cetățeni, inclusiv și eu, mă aștept mereu la schimbare.
indiferent că situația în țară este rea, bună, foarte bună, mereu ne dorim o schimbare, mereu ne dorim ceva nou care să ne ajute pe noi să ne dezvoltăm, probabil să revenim înapoi acasă, da? Pentru că pentru mine cel puțin există dorința asta, aș vrea să revin acasă, dar aș vrea să revin într-un mediu probabil stabil, da? Mi-aș dori foarte multă stabilitate în țară, nu doar din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere economic. Da? Evident că fiecare se gândește la un câștig financiar pe care ar putea să-l aibă în orice țară din lume și oriunde nu ar lucra, dar satisfacția cumva din câștigul financiar va fi dublată de faptul că faci lucrul ăsta acasă. Și eu mi-aș dori să fac lucrul ăsta acasă. Așa, și până la urmă fiecare dintre noi răspundem de acest acasă și prin faptul că mergem la vot, este opinia mea. Care este atmosfera în Republica Moldova? De ce te întreb asta? Pentru că din ce am observat până acum, fiecare an electoral vine cu încărcătura sa. Da, așa este. Atmosfera în Republica Moldova este destul de liniștită, aș spune eu, în comparație cu anul 2016. Probabil atunci lucrurile se întâmplau într-un alt ritm, datorită faptului că nu eram în plină pandemie. Am observat că, din cauza pandemiei, foarte mulți cetățeni nu au ieșit la vot, inclusiv din Republica Moldova, și am observat că mai mult cei din diaspora s-au mobilizat și au ieșit mai mult la vot decât în anul 2016, iar cei din țară au preferat să rămână acasă. Aș putea să dau și un exemplu. Din familia mea, bunica mea nu voia să meargă la vot pentru că se temea. Am mers noi și am zis: bunica, trebuie să mergem, este dreptul nostru și trebuie să-l exercităm. Am convins-o să meargă la vot și am mers împreună cu noi, tocmai pentru a se proteja, nu pentru a nu lua un transport public sau de a nu interacționa cu multe persoane. Da, suntem curioși care va fi rezultatul final, dar cu siguranță veți fi aici încă o dată pentru a povesti despre asta. Mulțumesc tare mult pentru că ne-ai spus cum se va desfășura procesul de vot din cadrul turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, dar aici, la noi, la Iași. Pentru că cine știe, poate că multe persoane din Iași, basarabeni, poate că vor să se întoarcă acasă în Moldova și vor să fie mai bine. Cu siguranță. Te așteptăm cu mare drag să ne povestești despre alegeri, dar până atunci să știți, dragi ascultători, că interviul îl veți putea asculta integral pe site-ul nostru vivafm.ro. Este ora 15 și 18 minute, continuăm Viva Trafic, rămâneți alături de noi! Don't show up.